Competiția s-a dovedit cu rezultatul anticipat contra candidatului Alin Antochi, omul de afaceri din Târgu Neamț, Ionel Arsene, obținând doar 102 voturi. Succesul noului președinte al PSD Neamț nu s-a datorat numai discursului său, care a electrizat asistența, cât mai ales modului în care a înțeles să-și facă promovarea proiectelor sale pe teren față în față cu membrii partidului. Nu se poate face performanță decât într-o echipă, care trebuie să fie o echipă serioasă, o echipă în care să putem lucra între noi, o echipă care se bazeze pe respect. Din punctul meu de vedere, acele persoane care s-au ocupat doar cu plimbatul șopârlelor în lesă prin partid și nu au făcut alte lucruri, ar trebui să aibă un rol poate în spate sau poate deloc. Părerea mea este că este absolut... Foarte mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus, eu paranteză, că ați avut parte de acest tratament, cum l-am avut și eu, cum l-au avut și mulți alți colegi, și poate nu va conveni, pentru că atunci când dai tot ce e mai bun pentru a face un rezultat, nu-ți convine când cineva își bate joc de munca ta și își permite să vorbească lucruri pe care, în mod normal, niciun coleg nu ar trebui să le vorbească despre un alt coleg. Dar e un lucru care trebuie lăsat în urmă, partidul se conduce ca și mașina, privind prin parbriz înainte și doar din când în când în oglinda retrovizoare. Care își fac calculul că la PSD Neamț va fi un președinte care va fi plecat și vor conduce din umbră ei acest partid, am împărțit niște mape, am un pic și o foaie, rog să facă din nou calcule pentru că le-a dat cu virgulă. Din punctul meu de vedere, comunicarea este esențială pentru ca să putem să împingem acest mare partid înainte, în județul Neamț. Și eu cred că acesta este un aspect pe care va trebui să ținem seama, poate și pentru faptul că am avut situații și nu puține în care colegii noștri și-au permis să vorbească de rău partidul, folosind tot felul de mijloace, iar eu cred că acest lucru nu trebuie să se mai întâmple și nu mai poate fi tolerat. Cum de asemenea, o idee bună pe care am auzit-o de la domnul secretar general și cu care sunt perfect de acord, că nu mai trebuie să existe membri de partid care se miște ca niște electroni liberi din partid, trebuie să fie legați de o organizație de bază și când vor fi propuși pentru o anumită promovare, trebuie să aibă girul acelei organizații. Comunicarea este esențială atât în interiorul partidului, cât mai ales în exterior și cred că președintele trebuie să-și asume un rol și trebuie să fie capabil să transmită mesaje clare, mesaje în ton cu politica partidului și în ton cu mesajele care vin de la București. Numai transmițând același mesaj comun și puternic, putem să nu mai zăpăcim oamenii care primeau înainte, vă amintiți, zeci de mesaje din toate părțile de la tot felul de neaveniți. Angajamentele noului președinte vizează întărirea organizației, dar și o mai mare vizibilitate în viața politică. Nu am de gând nici eu, probabil nici alții, să mutăm partidul după cum ne-ar dicta bunul plac. Înainte de a fi din zona Roman, sunt din zona Neamț și sper că acest lucru să conteze pentru dumneavoastră, să o luați ca pe o garanție a faptului că nu voi face niciodată distinție între zonele județului. Dacă va fi și astăzi în sală, dacă în fața dumneavoastră ar fi fost un candidat foarte puternic și eu nu aș fi fost în această postură de candidat și ar fi fost un candidat de la oricare comună sau de la oricare municipiu, l-aș fi votat cu dragă inimă pentru că poate reprezenta ceva pentru partid.